Deși proiectul de reabilitare a străzilor Tinosului, Mărului, Ocniței și Pescarilor a fost supus la vot în Consiliul Local, consilierul cu atribuții de viceprimar Bogdan Andrieș a fost surprins declarând în cadrul unei conferințe de presă că strada Tinosului din cartierul Nicolae Bălcescu nu este cuprinsă în vreun proiect de modernizare. Am avut acolo o problemă pe strada Zimbrului, la mijlocul ei este o altă străduță adiacentă, strada Tinosului, arată destul de rău. N-a fost prinsă într-un program amplu de reabilitare. În scurt timp, în ajutorul colegului Bogdan, a intervenit primarul Roxana Iorga. Sunt ferm convinsă că e prinsă în proiect, pentru că ar fi fost imposibil ca zona respectivă să lase o alee sau o fundătură. Da. Astăzi, fostul edil Lucian Micu a precizat că există mai multe proiecte de modernizare a unor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, printre care și Tinosului, și că unele dintre ele ar fi trebuit să fie deja finalizate. Discutăm în cartierul Bălcescu de două lucrări efectuate de firme diferite. Una este o asociere între două firme, una din București și una din Piatra Neamț, care realizează și lucrările de extindere a rețelei de canalizare și de realizare a rețelelor de preluare a apelor pluviale. Aceste lucrări se desfășoară inclusiv pe strada Tinosului, doar în ceea ce privește partea de ape pluviale, pregătirea pentru asfaltare fiind în sarcina firmei PHR Construct Solutions. În momentul de față am observat și eu că sunt stagnate lucrările. Eu sunt plecat de pe data de 3 august din primărie, dar știu că atunci când am plecat din primărie, am lăsat termene clare sau cel puțin aveam asumat împreună cu constructorii termene clare pentru realizarea asfaltărilor. Chiar imediat după data de 15 august trebuiau să se facă primele asfaltări. Din păcate am observat că lucrurile nu s-au mai respectat ca și calendar de lucru, probabil au apărut alte priorități la nivelul noii conduceri a primăriei. Eu îmi doresc ca proiectele pe care le-am început să fie duse până la capăt. Sunt proiecte care au sursă de finanțare. Contactat de reporterii Roman TV, viceprimarul Bogdan Andrieș s-a răzgândit de la o zi la alta, precizând că, până la urmă, strada Tinosului e cuprinsă într-un proiect de reabilitare, însă în zona respectivă se confruntă cu o problemă legată de sol. A adăugat faptul că lucrătorii firmei din București care lucrau la rețelele de captare a apei pluviale și la Gaigăre nu au plecat din zonă și că strada poate fi asfaltată de constructorul Romașcan, căruia i-a fost atribuită în urma unei licitații lucrarea. Chiar am vorbit și cu constructorul, acolo înțeleg că e o problemă și de sol, necesită niște lucrări mai ample. Aș fi dorit și cred că se va realiza anul acesta măcar o întărire a solului acolo, dacă nu, așa cum mi-a spus unul din directori din primărie, chiar și asfaltată. Deci, datorită solului, e fosta albie a râului Moldova, trebuie niște lucrări mai ample, dar se pot realiza și se vor realiza. Nu este vorba de Install Service din București, a lucrat pe toată partea aceasta de canalizare și colectare a apelor în acea zonă a cartierului. Nu a fost doar această stradă sau două străzi. Tot ce a fost acolo ei au realizat, încă lucrează acum și la stația de pompare. Nu și-a strâns nimeni jucăriile, nu a plecat nimeni de acolo. Bun, dar cumva au sistem lucrările să se ocupe tot în cartierul Nicolae Bălcescu de alte chestiuni legate dar lucrări, de modernizare, da? Lucrările pe această stradă sunt terminate aici. Deci captarea apei este realizată aici. Atunci da. Ce firma din Roman nu se apucă totuși de asfaltat, așa cum prevedea proiectul? Firma din Roman care trebuie să se ocupe acolo de reabilitarea străzii, mai are vreo 4-5 lucrări în Roman. A considerat această o lucrare mai dificilă, probabil a lăsat-o pentru mai târziu. Ea inițial acest proiect, chiar de asfaltare a străzii Tinosului, din proiectul inițial, care a suferit numeroase modificări, avea ca termen de finalitate 31 decembrie. Acolo am avut chiar azi dimineață, întâmplător sau nu, o discuție cu dânsul referitor la mai multe lucrări pe care le are în oraș. Cu constructorul, da, pentru că fiecare ridică problemele care le are și de plăți și de lucrări și de efectiv. Și am un semn de întrebare, aveam chiar aici notat cu dânsul un semn de întrebare și la strada Tinosului. Se poate apuca, trebuie niște toaletări din partea noastră să se facă fără nicio problemă, după care el se poate apuca. Vedeți că unii se apucă de 5 lucruri și e greu să le termin pe toate. Deci, asta vreau. Exact când credeți că se vor
Nu am nici de la el o dată exactă de a începere a acestor lucrări. Constructorul Romașcan, care trebuie să treacă în ultimă fază la asfaltarea străzii cu pricina, a precizat că nu poate să-și demareze lucrările, deoarece firma bucureșteană nu le-a terminat pe cele ce țin de canalizare. Asta, deși viceprimarul Bogdan Andrieș a spus că nu există niciun impediment pentru ca strada să fie finalizată conform proiectului. Din toată această poveste se poate deduce că unele sunt proiectele pe hârtie, unele sunt hotărârile votate în Consiliul Local și alta e realitatea în teren, în momentul în care se schimbă conducerile unor instituții publice și apar tot felul de perturbări care întârzie termenele de finalizare ale unor lucrări contractate și plătite din bugetul local. Pe de altă parte, constructorul poate motiva nefinalizarea la timp a lucrării din cauza întârzierii plăților. Deocamdată, reprezentanții administrației locale nu au emis un termen de finalizare a proiectului ce vizează reabilitarea străzii Tinosului.